sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Deci eu m-am născut în 43. Imediat după aia s-au înființat raioanele. Deci eu am fost născut la Spitalul Brâncovenesc, care acum nu mai există. Și Spitalul Brâncovenesc era arondat raionului Lenin. Raionul V.I. Lenin, așa se chema zona de București în care era Spitalul Brâncovenesc. Vă dați seama ce haos organizat era în privința identității Bucureștiului. Dar, slavă Domnului, eu am prins în copilăria mea ceva din farmecul Bucureștiului vechi. Mi-aduc aminte de actuala piața Palatului, cum arăta pe vremea aia, cu capătul de tramvai care făcea un mare cerc în acea piațetă plină de construcții vechi, foarte pitorească, care era într-un fel de vale a Bucureștiului. Pormă mi-aduc aminte de capătul tramvaiului 9, undeva la marginea dinspre est a Bucureștiului, unde mergeam la unul din prietenii noștri de familie, un drum interminabil cu tramvaiul. Mi-aduc aminte de urcușurile tramvaiului 8, de pe dealul Uranus, când vatmanul punea în viteza 4-a manivela, pentru că se urca greu, și punea cotul pe ea, tramvaiul făcea și urca încet, încet la deal. Urcam cu toții pasagerii din tramvai, cu vatmanul strașnic proptit în manivela lui, pe un dulăpior așa de alamă, cu capac de alamă, pe care scria Thomson Houston. Era o firmă americană care făcuse tramvaiele. Mi-aduc aminte de toate scenele astea și de cartierele prin care treceam. Cartierul Arsenalului, cartierul Piața Puișor, Calea 13 Septembrie, strada Drumul Sării, cartierul care m-a născut iară, de fapt, cartierul Drumul Sării, cu străzile cu nume de aviatori, aviator Negel, strada pe care era casa părintească, aviator Caranda, strada paralelă cu casa, cu strada unde era casa noastră, unde acum este un muzeu în memoria marelui pictor Alexandru Țipoia, care era vecin cu noi. Și cu al cărui fiu, pictorul George Țipoia, mă jucam când eram copii. Și mi-aduc aminte de stația unde așteptam autobuzul 47, care atunci era 147 sau 47, după aia a devenit 147 și după aia a venit 137, care mă ducea în celălalt cartier vechi, de partea cealaltă a Bucureștiului, cartierul Spătarului Armenească, Oțetar, Franzelari, Silvestru, unde erau profesorii mei de muzică. Jenny Ionescu, profesoara de pian, pe strada Spătarului, și Mihail Jora, compozitorul, pe strada Silvestru, lângă biserică, la numărul 16. Aceste călătorii ale mele cu autobuzul, niște autobuze Renault vechi, cu capotă de motor, cu masca, cu o capotă care ieșea din masca față a autobuzului, părea un fel de camion din care s-a construit și o cutie de autobuz. Și ele erau deja vechi când eram eu copil, dar erau foarte bune, foarte rezistente. Și mi-aduc aminte cum băteam Bucureștiul, mi-aduc aminte de stația de la Radu, așa numită stație Radu, de la Calea Victoriei, unde era probabil un fost magazin care se chema La Radu. Și atunci rămăsese denumirea acestei intersecții, să zicem, actualul Știrbei Vodă sau fostul Bertlo, ulterior Alexandru Popov, acum din nou Bertlo, unde se făcea o stație pe intersecția cu Calea Victoriei, care se chema La Radu. Și pe mă mi-aduc aminte de dispariția acestor autobuze franțuzești și apariția autobuzelor sovietice ZIS, care erau de fapt licență americană, dar noi nu știam atunci lucrul ăsta.
Și mi-aduc aminte de paradoxul că mama vorbea în autobuzul nou sovietic, zis, franțuzește cu casierița, care vindea bilete, că atunci încă nu erau bilete care să iau din stație sau cartele, o casieriță foarte distinsă care vorbea franțuzește cu mama mea. Și eu o întrebam, dar cum de știe casierița, doamna casieriță știe franțuzește? Și ea mi-a spus, este o doamnă care, nemai având ce face, pentru că au scos-o din casă și atunci asta mi-a povestit, s-a făcut casieriță la ITB. La STB era atunci, Societatea de Transport București. O doamnă extrem de distinsă și acum mi-aduc aminte figura ei și ce frumoasă franceză vorbea. Și noi mergeam cu un zis sovietic înghesuit, cu geamurile alea ovale, dreptunghiular ovale, deasupra geamurilor mari, exact cum erau fotografiile New Yorkului de altă dată, dar era un autobuz sovietic, deci al industriei cele mai înaintate din lume, că așa învățam la școală. Că tot ce era mai înaintat în lume era producție sovietică. Deci era o perioadă în care coexistau formele vechi ale vieții noastre cu niște clișee sau cu niște obiceiuri sau cu niște reguli impuse de un ocupant. Era, de fapt, o țară quasi-ocupată. Și asta se simțea la tot pasul. Dar prin această atmosferă ușor confuză, dar, de fapt, foarte clar axată pe o spaimă colectivă, Bucureștiul vechi trăia încă, existau încă magazine care erau bine aprovizionate. Mama îmi spunea, hai, mergem să cumpărăm friptură sau nu știu ce, mergem la Rocus. Nu se mai chema Rocus atunci, probabil că se schimbase denumirea, dar lumea așa știa. Mergem la Rocus, mergem la Dragomir Niculescu, mergem la Trocadero, mergem la armenii de pe Bulevardul Elisabeta, care poate a devenit 6 martie. Armenii care vindeau cafea. Atunci nu se cumpăra nici parizerul, nici salamul de Sibiu, nu se cumpărau decât cu 50 de grame, 100 de grame. Nu era nevoie că se găseau. Cafeaua la fel, se lua la pungă cu 50 de grame, 100 de grame, ca să rămână proaspătă, să poți să o savurezi, să făcea cafea turcească, la ibric. Și armenii de pe 6 martie, fostul regina Elisabeta, erau încă în pâine. Și pe bulevardul 6 martie urca tramvaiul 14, care și el mergea tot înspre cartierele vechi, plantelor, obor, Traian, Hala Traian, Bulevardul Pache, Strada Mântuleasa, toate astea erau pe traseul tramvaiului 14, care urca și el pe bulevardul de atunci, 6 martie, fost. La Budapest există, când am fost într-un turneu, am văzut că existau străzi cu denumirea actuală, în paranteză denumirea veche și într-o altă paranteză denumirea inițială a lor, dacă cumva era schimbată între timp. Deci ca să fie istoria clară. La noi lucrurile astea nu se poate. Foarte rar știi că strada Cutare a fost în perioada comunistă denumită altfel, după aia s-a schimbat, dar înainte cum se chema. Și e păcat, pentru că istoria Bucureștiului este o carte vie care trebuie citită și trebuie înțeleasă. E un oraș care trezea interesul de foarte bună calitate, de foarte bună condiție, al unor profesioniști în arhitecturii, care veneau să vadă, pentru că era ca un fel de lucrare arheologică deschisă, care putea fi studiată pe viu. Erau straturi de civilizație, straturi de modă arhitectonică care coexistau. Și asta făcea un farmec al lui. Să ne aducem aminte că în perioada interbelică, Bucureștiul, de exemplu, avea
câteva zeci de cabarete. E inimaginabil acum să te gândești la așa ceva, dar micul Paris nu îi se spunea gratuit. Nu era o invenție de propaganda cuiva, nu. Asta era impresia străinilor, a occidentalilor care veneau în București. Era un mic Paris cu parfum de Orient, ceea ce era savuros. Acum mi-aduc aminte că o altă față afectivă a Bucureștiului meu din copilărie era Bucureștiul prăjiturilor. Erau încă cofetari particulari care făceau niște bunătăți inimaginabile, care nu mai există acum. Și mi-aduc aminte că bunicul meu dinspre mamă, căruia îi spuneam moșul, și care îmi găsise această primă mare profesoară de pian pe care am avut-o, Eugenia Ionescu, din Sada Spătarului, prietenă și colegă cu Jora la Leipzig, care m-a și dus să mă prezinte maestrului Jora ca să mă evalueze și să eventual să-mi predea ceea ce s-a și întâmplat, lecții de armonie și compoziție. Moșu a găsit-o pe Eugenia Ionescu și ne-a recomandat-o și mi-a făcut legătura cu ea, m-a dus să-i cânt. Și era foarte mulțumit Moșu, după cele două pușcării politice pe care le făcuse el, de fapt nu după cele două, ci între cele două, mai bine zis, că mergea cu mine la doamna Jenny, la lecție, și pleca foarte mulțumit pentru că eram lăudat, că făcusem bine lecția, cântasem bine. Și de mulțumire zicea, încă nu-i fusese tăiată pensia. Și spunea, nepoate, hai să te duc la Guguianu să-ți dau o prăjitură. Și mergeam la Guguianu, care era un cofetar particular pe strada Mihai Eminescu, cam pe la colțul cu Vasile Lascăr, care avea o cofetărie mică, dar tixită cu bunătăți inimaginabile. Și eu, era foarte greu să mă hotărăsc între două prăjituri. Era așa numitul bibescu, a cărui rețetă nu mai există, dar forma se mai poartă. E denumită când boema, când tosca. Ăla era bibescu atunci. Dar gustul nu mai există. Și, deci oscilam între bibescu și mascota a la Guguianu, care era cu totul altceva decât mascota de astăzi. Avea o formă mult mai libertină și mai fantezistă. Și atunci, neștiind cu care să termin, mereu mai ceream o prăjitură din partea adversă. Când mascotă, când bibescu. Și până când nu mai puteam și rămânea la ultima, pentru că nu mai încăpea. Moșul era foarte mulțumit și ceda acestor tentații ale mele, pentru că cântasem bine. Și până ne urcam în autobuzul 47 și mergeam spre casă. Drumul era foarte lung. Peste jumătate de oră mergeam cu autobuzul, până în partea cealaltă, unde era cartierul Drumul Sării. Aceste cartiere, din fericire, au rămas în parte. Parte din ele nu s-a distrus. Dar e adevărat că, în ce privește cartierul Drumul Sării, s-a construit la o cantitate incomensurabilă de blocuri care îl fac de nerecunoscut, practic. Atunci mi se părea, sigur că era și coloratura afectivă a copilului, mi se părea un cartier foarte mare în care mă puteam pierde. De fapt, era învecinat cu o tabără militară, o cazarmă militară, dar asta și numea Drumul Taberii, alături, din care cazarmă dădeai direct într-un maidan imens pe care umblam cu bicicleta, ocolind gropile foarte mari, bineînțeles, era un slalom care ne făcea foarte tehnici pe vremea aia, și care maidan foarte lung dădea tocmai în Ciorogârlă. Tot spațiul, toată suprafața pe care s-a construit cartierul Drumul Taberii, atunci era un mare maidan pe care noi copiii circulam cu bicicletele, făceam raiduri, expediții între cazarma militară și comuna Ciorogârla. De partea elaltă, mai spre sud-vest, era comuna Domnești, mai departe însă.
Deci această amintire a Bucureștiului meu, de altă dată, este și ea este stratificată în mai multe straturi de memorie, să spun așa. Bucureștiul prăjiturilor, Bucureștiul cinematografelor, intratul cu lanterna între începutul sau sfârșitul unui film. Puteai să vezi un sfârșit de film și să rămâi acolo să vezi filmul de la început cu același bilet. Și eu făceam asta destul de des, pentru că îmi plăcea să revăd filmul și să înțeleg mai mult din acțiunea filmului. Mi-aduc aminte cum m-a apucat durerea de cap groaznică la filmul după romanul Mitrea Cocor. A fost un prim contact cu un cinematograf care urma să domine viața noastră culturală și care mie mi-a făcut un rău fizic. Nu mi l-am explicat atunci, dar probabil că era ceva și printr-o empatie față de părinții mei cu care mersesem la cinematograf și care erau foarte triști, fără să-mi arate cu ostentație lucrul ăsta, da? Să uitau și nu ziceau nimica, dar era cum să spun, o tensiune în aer care pur și simplu mie mi-a făcut un rău fizic. Și am plecat, am cerut să plecăm. N-am putut să vedem până la sfârșit. Aceasta era pe bulevardul Regina Elisabeta, atunci se chema 6 martie și cinematografele nu se mai chemau Trianon, unde, apropo, prima oară l-am văzut la Trianon, l-am văzut pe Mircea Crișan, în antract, că era filmele aveau la unele cinematografe antract. Și apăreau tot soiul de artiști care distrau publicul în antract și care se produceau ca așa numitele sketch-uri. Și a apărut Mircea Crișan, care era angajat la ansamblul armatei. Mircea Crișan a apărut într-o uniformă de ofițer și a spus niște bancuri care au făcut sala să râdă homeric. Era foarte talentat, extraordinar de talentat. Și atunci l-am văzut pentru prima oară la cinematograful Trianon. După aia cinematografele s-au rebotezat, au devenit Elena Pavel, I.C. Frimu și unul din ele București. Pe partea cealaltă mai era un cinematograf care s-a chemat Victoria după război, în perioada stalinistă și dejistă. Și încet, încet București a început să se schimbe. Pe de o parte, sigur că era un proces de modernizare care era firesc, că modernizarea este un ritm în care, în general, se trăiește în Europa și în lume. Dar la noi modernizarea asta avea, cum să spun, trăsăturile ei caracteristice. Au apărut blocurile, stereotipe. Poi m-am aflat într-un turneu în URSS că acestor tipuri de blocuri li se spunea dormitoarele orașului. La Rușeșar se chemau. Iată cartierul nostru de blocuri, așa numitele dormitoare ale orașului. Mi se spunea de către interpretul meu de limbă rusă în turneu. Pentru acest cartier de dormitoare ale orașului, arhitectul a primit premiul Lenin. Deci mai scăpau și informații de-astea. Sigur că una din traumele cele mai mari ale Bucureștiului a fost momentul în care s-a demolat o cincime din București. Eu am ferit-o pe profesoara mea, cea de la Vrancea, să vadă zona care era înlocuită cu un soi de dormitoare mai somptoase. Zona Bulevardului Victoriei Socialismului. Cum se chema în mod subversiv Victoria Socialismului asupra întregului popor. Așa o numeam noi, subversiv. Bulevardul Victoria Socialismului asupra întregului popor. Am ferit-o, am mers odată cu taxiul de mai multe ori prin București și îi spuneam șoferului să o ia în așa fel încât să ocolească zona aia, pentru că mă temeam ca văzând catastrofa care s-a întâmplat cu cartierele alea, acolo au fost niște cartiere de o frumusețe nemaipomenită.
de un parfum extraordinar. Acolo e o atmosferă de Matei Caragiale, care a dispărut total. Erau case boierești, case negustorești, erau comandate vile de tip venețian, de câte unii bogătani, fanteziști, care vreau să aibă acasă ceva din farmecul Veneției. Cartierul avea poate unele din puținele, rarisimele diferențe de nivel între străzi, care făcea ca o stradă cu curbă în agrafă să aibă o porțiune care urca în sus și o porțiune care cobora. Extrem de pitorească și care a fost folosită, vorbesc de strada Puțu cu apă rece, a fost folosită în diverse filme. Nu toate foarte bune, majoritatea nu prea bune, dar din fericire, măcar cadrele astea păstrează ceva din farmecul străzilor. Era acolo, în acel cartier, am și stat cu chirie în el, și chiar pe strada asta, lângă fosta brutărie Gagel. Era o brutărie deținută de un neamț. Lângă care era, mai sus, stadionul ANEF, care acum s-a numit Stadionul Republicii, care acum a devenit garajul, locul unde a fost, a devenit garajul Casei Poporului. Deci aceste cartiere, cartierul Uranus, Arsenal, Puișor, aveau scăderi de nivel cu scări, cu trepte, de un farmec nemaipomenit, cu o vegetație veche, colțuri de București, aproape fără istorie, în care istoria era deja amnezică, uitată, nu se mai știa de când vin, de când s-au alipit la acest oraș, sau orașul s-a alipit la el. Erau lucruri foarte, foarte pline de farmec. E un București care pe mine mă înduioșează și care m-a legat foarte mult. Eu de foarte multe ori am vrut să plec din România. De foarte multe ori am văzut că anumite lucruri sunt irealizabile aici. Am văzut că, la un moment dat, am văzut că cariera mea este vană, absolut vană. N-are niciun ecou, nu, performanța la care ajungeam eu părea să nu trebuiască nimănui, ba chiar deranja pe unii vechile ai culturii care aveau interese în zona asta. Și ajuns la un anumit tip de exasperare, mă bătea gândul să rămân în străinătate. Am avut ocazii, am avut și soluții, dar n-am putut să mă desprind, printre altele, sigur, n-am putut să mă desprind de ai mei, de familie, dar printre altele n-am putut să mă desprind în planul meu profund, sentimental, de Bucureștiul vechi, de Bucureștiul amintirilor. Ne-ați vorbit de Bucureștiul vechi foarte mult. Cum vi se pare cel de astăzi? Arată? Cel de astăzi, din fericire, nu a pierdut cartierele, toate cartierele vechi. A mai rămas ceva din ele. E adevărat, plombate pe aici, pe acolo, cu lucruri nu de cea mai bună calitate, nu de cel mai mare gust. De multe ori este foarte mult prost gust în București. Din păcate, orașul e foarte murdar. Am fost recent în niște zone din Bulgaria. Am fost uimit de câtă curățenie este. La noi și orașele și zonele sălbatice de natură sunt pline de gunoaie. Mă uitam acum la un stadion, cel mai mare stadion din țară, cel mai frumos stadion din țară, cum a rămas după o manifestație de asta, un meeting. Ce gunoaie au lăsat oamenii acolo. Mentalitatea asta că spațiul public este al nimănui vine din doctrina că totul aparține poporului, adică nimănui. Și nu s-a făcut destul ca
oamenii să recapete sentimentul proprietății și proprietății colective. Orașul e al nostru. Exact. Al nostru înseamnă niște oameni cu identitate, nu înseamnă al poporului, care nu are identitate. Deocamdată poporul român nu are identitate. Nu și-a recăpătat-o. Noi suntem o populație deocamdată. Și când vorbim de popor, e o demagogie. Deci mie mi se pare că ce m-a ținut legat de oraș, de România, în primul rând a fost, pe lângă sentimentele mele pentru familia și oamenii mei apropiați, prietenii, a fost legătura mea afectivă cu Bucureștiul. Ce vă place cel mai mult la București? Sunt lucruri care pot să fie explicate și lucruri pe care nu le pot explica. Sunt lucruri mai puțin raționale care mă leagă de București. Când eram în străinătate, în turnee mai lungi, mi se făcea dor de câte un colț de stradă. Mi se făcea dor de colțuri de stradă cărora nu le dădeam atenție când eram aici. Și așa am descoperit că definiția aceea, că conform căreia patriotismul se descoperă mai ales când ești departe de patrie, are ceva adevăr. Mulți dintre românii, chiar evreii de origine română din Israel, sunt mult mai patrioți decât mulți dintre concetățenii noștri. Am descoperit-o eu pe pielea mea asta, când am fost în 90 pentru prima oară în Israel și pe mai de câte ori m-am mai dus. Că dacă intram într-un magazin și descopeream că patronul vorbește românește și știa că a venit un român, dintr-o dată, noi românii erau mai neaoși decât mulți dintre concetățenii noștri, repet. De altfel, multe lucruri fertile pentru cultura noastră vin din sensibilitatea unor minoritari. Să nu uităm că Eminescu a fost român de origine ruteană. Să nu uităm că există albanezi în cultura română, există armeni în cultura română, există sași germani în cultura română. Nu spun că toată cultura română e făcută de alogeni, să zicem, cum se zice, depreciativ. Dar o contribuție extrem de prețioasă o aduce ochiul liber, ochiul proaspăt, pe care un om care e puțin mai detașat de o anumită cultură nu are siguranța și suficiența celui care să socotește beneficiarul direct al ei, o poate aduce această contribuție tocmai prin detașarea și atenția și respectul pe care are față de... De foarte multe ori am descoperit că în Parlament se vorbește mult mai corect românește decât unii minoritari. De altfel, Chopin e cântat în lumea asta mult mai bine, nu de polonezi, care sunt prea siguri că e al lor și fac multe erori în interpretarea lui Chopin. Bucureștiul mai păstrează, iertați-mă, ceva din această... acest mod de a fi al culturii noastre? Prea puțin. Încercările de a reînvia anumite reflexe culturale ale Bucureștiului sunt foarte lăudabile, dar nu știu dacă pot să recupereze tot, pentru că o mare parte din oamenii care făceau viața asta nu mai este. Și sunt lucruri care s-au pierdut. Trebuie să fim conștienți că lucrurile funcționând în felul ăsta, trebuie să valorificăm, să valorizăm, să păstrăm, să tezaurizăm aceste tipuri de metabolism cultural, prin asta înțelegând chiar stilul de viață și materială și spirituală a orașului. Să le valorizăm, să le tezaurizăm, pentru că altminteri pierdem ceva ireparabil. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta. Îmi spuneați că ați vrut să plecați adeseori din București și să vă stabiliți într-un alt oraș. Care ar fi fost acela? Mi-a plăcut întâi Viena. Mi-a plăcut Viena, mi-a plăcut Parisul. Unul din orașele unde am descoperit că s-ar putea trăi foarte bine. A fost Montreal, când am fost la concurs. Am descoperit că era un oraș în care se putea trăi al american, fără ritmul american care e sufocant. Că era un oraș cu o bunăstare și cu o știință a vieții, cu arta vieții,
foarte tentantă, foarte plăcută și cu minusul acelui ritm trepidant pe care îl are, de exemplu, New York-ul sau alte orașe mari americane, Chicago sau... dar Praga, de asemenea, un oraș extrem de frumos. Foarte mult îmi place Budapesta. Foarte mult îmi place Budapesta. Și când am fost invitat de regretatul meu prieten Erich Bergel, care era directorul filarmonicii de acolo, să fac concerte, și el m-a plimbat și mi-a arătat foarte multe lucruri. Am descoperit multe, multe, multe lucruri care sunt pe placul meu și pe lungimea mea de undă. De asemenea, orașe, și în America, un oraș ca Philadelphia, un oraș care are un cote european foarte prețios în el. Pe lângă istoria pe care a dat-o el întâiul a dat-o Americii, vezi, declarația de independență și toate astea, plus că am descoperit că Philadelphia are un muzeu care are o sală specială enormă, de altfel, cu o colecție brâncuș formidabil de bogată. Formidabil de bogată. Noi nici nu putem visa așa ceva. O fi brâncuș al nostru, dar știți, vorba lui Nenaiancu, Ile Caragiale, industria noastră e sublimă, dar lipsește de desăvârșire. Așa și cu Brâncuș. Am tras de el cu tractorul la coloana infinitului să o dărâmăm. N-am reușit, slavă Dumnezeu, pentru a fost făcută bine. Și de Brâncuș și de prietenul inginerul care a trasat lucrurile. Dar ne pierdem în orizontalele unor ramificații culturale care ar putea să facă și ele parte din tezaurul memoriei Bucureștiului, pentru că dacă ne gândim la locuri precum Capșa sau fostul Fialkovski, cafenea mare de pe la Crețulescu pe acolo, unde era tot așa o efervescență culturală extraordinară. Apoi mai recent, locuri ca Piața Rossetti cu cafeneaua, cu cârciuma Singapore, unde a fost cercul de poeți, prieteni ai lui Tudor George, marele versificator și autor de sonete, unul dintre cei mai mari tehnicieni ai rimei din limba română. Baladele singaporene stau mărturie acestei efervescențe care era acolo. Am trăit de asemenea momente formidabile în cartierul care s-a dărâmat pentru construirea Casei Poporului, pe strada Apolodor, cunoscut cu Brutus, unde era un restaurant care se chema Columbina. Și unde eu mergeam când eram asistent la conservator și aveam lecții particulare, nu aveam timp să mănânc, să fac eu de mâncare sau să caut. Și mergeam la restaurant, mâncam repede o ciorbă și mă luam taxiul și mergeam la lecții, să predau lecții în diverse cartiere ale Bucureștiului sau să merg să studiez. Și la Columbina mă întâlneam cu Nichita Stănescu, care era cu suita lui, cu ciracii lui, care scriau, ăsta mai venea câte un vers, tot scriau acolo. Da, era o boemă care nu știu dacă mai există astăzi. Mi-e teamă că nu. Ce v-ar plăcea să schimbe în București în următorii ani? Oh, mi-ar plăcea, nu mi-ar displace ca Bucureștiul să aibă o mai mare grijă pentru curățenie. Nu mi-ar displăcea ca Bucureștiul să aibă mai puțină, cum să spun, promiscuitate socială.
promiscuitatea socială a Bucureștiului nu este o notă exotică adăugată orașului, ci este o notă, cum spune, este cartea de vizită a unei forțate coexistențe, a unor contrarii care sunt total incongruente, adică sunt total incompatibile. N-am văzut atâtea mașini de lux în alte orașe importante din Europa. N-am văzut la Varșovia mașini de lux de un asemenea grad de sfidare și de o asemenea cantitate ca în București. Bucureștiul fiind de altfel un oraș foarte gâtuit, foarte strangulat în circulația lui. Și deci, fiind un paradox că românii nu suntem practici să luăm mașini cu care să ne putem strecura mai ușor prin oraș. Dar avem chestia asta, că să moară vecinul de invidie, să crape capra, să nu știu ce, ne stă nouă fire. Mi-ar plăcea ca lucrurile astea să se mai atenueze. Adică mi-ar plăcea ca Bucureștiul să devină mai decent, mai boieresc, în sensul, cum să spun, în sensul tolerant al cuvântului. Adică trăim împreună, nu ne facem cu tifla unii altora, ci suntem, trăim unii în compania altora, suntem contemporani în aceeași viață. N-are rost să ne facem viața imposibilă unii altora. Mai bine să o trăim frumos împreună. Cu respect, cu politeță, lucruri care cred că țineau de Bucureștiul de altă dată. Eu așa mi-aduc aminte de el. Aveți un loc preferat în București, maestre? Am mai multe. Sigur, primul rând este cartierul în care eu am mers de câteva ori pe săptămână între 9 sau 8 ani și 16 ani la lecțiile de pian, armonie, compoziție. Deci, perimetrul armenească, Spătarului, Silvestru și străzile cu denumiri de Bresle, Franzelar, Oțetar și așa mai departe. Acolo este un fel de leagăn al matricii mele spirituale, să spun așa. Prețios vorbind și poate lipsit de modestie. Dar așa simt eu. Mă duc acolo, câteodată mă duc pe Furiș ca să mai văd casele. Nu s-au schimbat din fericire. Casa mea părintească nu mai poate fi recunoscută. S-a modernizat, s-a schimbat, a fost transformată și mare parte din casele din cartierul copilăriei mele s-au schimbat. De aceea mi se pare cartierul meu puțin străin, mult mai mic, mult mai îmbâcșit, mult mai strâns. Deci nu îl includ în locurile preferate. Deși mă leagă, sigur, de el o anumită nostalgie geografică, să spunem, bucureșteană. Dar sentimental sunt mai legat de aceste cartiere. Apoi, sigur, sunt legat de o anumită casă din Strada Plantelor, unde întâmplător sau neîntâmplător am lucrat la una din cele mai formidabile experiențe spirituale ale preocupărilor mele. Traducerea versiunii Hamlet, pe care am făcut-o împreună cu echipa lui Alexandru Tocilescu, pomenit fiind numele, veci, un prieten bun al meu, în casa Ninii Casian. Și sub supervizarea Ninii Casian, ca poetă, om de litere, noi am reușit să facem o versiune care mi se pare foarte reușită a acestei piese. Am lucrat foarte mult la ea. Deși într-o perioadă în care comunismul nu te lăsa să nu fii rentabil, era obsesia asta și demagogia rentabilității, erau cei 3R. Nu-i mai pomenesc. Noi am lucrat vreo 2 ani la această versiune, aproape zi de zi. Într-o echipă, în casa aia era și un pian, mai jos la un șir de numere în plus fusese sanatoriu unde sfârșise bietul Eminescu,
Deci era o zonă în care mai eram și invitat în anumite seri. Acolo s-a întâmplat și scena în care, pe care o povestește Mircea Răceanu în cartea lui de amintiri, în care m-am plâns de faptul că stăpânirea noastră nu-mi dădea voie să plec la o invitație făcută de americani. Tot în Săda Plantelor s-a întâmplat. Era un perimetru în care s-au întâmplat multe în viața mea. Și, nu neapărat izbânzi. Nu neapărat izbânzi gălăgioase sau clamabile fortissimo. Dar s-au întâmplat lucruri profunde și care mi-au influențat profund viața. Și eu zic că în bine, fiindcă chiar prin eșecuri uneori, viața poate să capete bogății nebănuite și forțe nebănuite. În ultimii ani vedem străini care vin în București. De ce ar iubi Bucureștiul străinii? Unora li se pare un oraș primitor. Mi-aduc aminte că pe vremuri, și asta e o tradiție, poate să fie un spirit care n-a murit. Pe vremuri soldații americani din al doilea război mondial, care eșuaseră pe aici, fuseseră la un moment dat prizonieri, mai știe ce, sau erau pur și simplu detașați cu unitățile lor, scriau acasă că mai zăbovesc puțin în București pentru că este o viață extraordinar de bună. Și povesteau ce viață de noapte are Bucureștiul, ce femei frumoase, ce bucătărie grozavă, ce prăjituri nemaipomenite. Toate astea existau în corespondența unor tineri militari către familiile lor din America. În 45, 46, 47. Deci s-au întâmplat lucrurile astea. Sigur că ar fi fost numai bine dacă acești tineri cheflii americani rămâneau mai mult pe aici și nu erau înlocuiți de tinerii cheflii sovietici. Aia au fost puțin mai puțin legați de București. Acum, eu nu sunt un fan al Moscovei. Eu sunt un fan al Petrogradului, al Petersburgului. Ăla mi se pare un oraș, iarăși trebuie să-l includ pe lista orașelor pe care le iubesc foarte tare. Și am amintiri cu Duiumul din Sankt Petersburg. Și culturale, și muzicale, și umane. Extrem de prețioase, extrem de îmbogățitoare, de demne de un adevărat tezaur de amintiri. Revenind, sigur că sunt foarte multe lucruri pentru care Bucureștiul poate să fie plăcut, tot așa cum sunt foarte multe lucruri pentru care Bucureștiul devine agasant. Circulația, murdăria, mojicia. De ce să nu o spunem? Mojicia e un lucru care ar putea să nu le placă străinilor. Eu dacă mă duc într-un oraș european sau american și mă uit mai mult la o persoană, imediat îmi zâmbește și mă salută. Faptul că i-am acordat atenție puțin mai mult o face să dea un semn de prietenie. Te-ai uitat la mine, mă uit eu la tine, salut. Suntem contemporani, trăim împreună pe această planetă. Gata, atât. Nu-i nevoie de mai mult. În timp ce la noi, dacă ies pe stradă sau mă duc într-un local, văd niște mutre, domne, posace, care vor să arate cu tot din adinsul dispreț. Să arate, nu știu de ce, oamenii sunt complexați, li se pare că dacă arată dispreț, sunt mai importanți, par mai importanți. Să nu se vadă ce timizi sunt, ce speriați sunt de lume, sau că nu știu să poarte. Să nu se vadă lucrurile astea, nu știu, habar n-am. Sau unii pur și simplu vor să arate dispreț. Sau unii să disprețuiesc pe ei înșiși. Și atunci disprețul țâșnește în afară, că nu mai are loc. Locul e prea strânt. Iată, e redundant să vă întreb Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de azi, ce ați alege și de ce? O să vă amuze, poate, sau să vă surprindă. Aleg Bucureștiul de astăzi cu amintirile Bucureștiului de altă dată. Aveți o amintire dragă legată de București?
O ce? O amintire mai... Am multe amintiri legate de București. Am multe amintiri. De exemplu, am amintiri legate de sala Dales, al cărui fronton era vizibil, era la bulevard. Era o curticică și un peron pe care se intra în fața sării. Am amintiri legate de sala Dales, mai ales că acolo am cântat pentru prima oară în public, într-un concert oficial. Și în anul 1957. Deci acolo sala Dales încă nu fusese acoperită, astupată. Sigur că am amintiri și legate despre unele schimbări dureroase ale București. De exemplu, s-a dărâmat o parte din strada Bertlot, cu câteva străzi adiacente, Temișana și altele, ca să se construiască noul sediu al radiodifuziunii, care acum e o vechitură, dar care atunci, în anii 50 spre 60, de-abia se construia. Eu, plimbându-mă pe acolo și văzând cum apare această sală nouă, această clădire a radioului cu sala ei, începeam să mă gândesc, oare o să ajung eu să cânt vreodată în sala asta? Am și fost la un concert, am văzut pianul cel nou, un Steinway mare, frumos, care suna minunat. Și am zis, Doamne, când am să cânt eu odată? Peste un an de zile cântam acolo. Debutam cu orchestra. În 62. Și sigur că asta e o amintire foarte dragă. Sigur că ea are și coteul ei de amuzament, pentru că dirijorul care m-a acompaniat în acel concert era un dirijor foarte bine lansat și foarte bine sprijinit de stăpânire. Era, așa zis, talent oficial ar veni. Dar talentul lui oficial nu i-a fost suficient să mă acompanieze bine, m-a acompaniat foarte prost. Și sunt momente în imprimare unde se vede, pentru cine e profesionist, se vede că el, de fapt, era el acompaniat de mine. Ca să salvez aparențele, eu l-acompaniam pe el, că el nu era dotat cu instrumentele corespunzătoare acestui demers. Sigur, alte amintiri foarte, foarte plăcute în strada Precupeții Vechi. Colț cu Eminescu, unde era casa celei de la Vrancea. Și unde am mers ani și ani de zile, am și studiat acolo și unde s-au petrecut lucruri fabuloase pentru mine, pentru viața mea. Unde, de fapt, s-a desfășurat o prietenie pe care o pot socoti și acum. Cea mai tânără prietenie pe care am avut-o în viața mea. Între mine și această doamnă în vârstă, pe care de când aveam 9 ani, am văzut-o ca pe o doamnă în vârstă. Când i-am cântat prima oară în casa din spătarului 27 la Jenny Ionescu acasă, doamna de la Vrancea era deja o doamnă în vârstă. Și după aceea a fost cea mai tânără prietena mea, până la centenarul ei și după aia. Și puțin înainte de dispariția ei, cântam cu ea, la ea acasă, acolo, Mihai Eminescu, 151, colț cu Precupeții Vechi, chiar lângă biserica Precupeții Vechi. Cântam la patru mâini, improvizam, ea nu mai vorbea, dar cânta. Noaptea târziu, noi cântam împreună, peste câteva zile s-a stins. Deci sunt amintiri foarte, foarte, foarte dragi, foarte speciale, foarte vii. Dacă ar fi să transmiteți ceva orașului, care ar fi urarea care considerați că i s-ar potrivi cel mai bine la cei 555 de ani ai săi? Păi să fie un oraș civilizat, plin de oameni mulțumiți și care să se respecte unii pe alții, în care politețea să fie un bun comun, să nu fie apanajul doar la unul așa la altora, și în care disprețul sau mojicia să fie păsări foarte rare. Așa cum se mai întâmplă în unul din orașele mari, ca să mai dai peste o groapă sau să cadă un ghiveci de la un balcon. Cam așa să fie lucrurile astea în Bucureștiul nostru.